Oh, nu, dar m-am obosit, am obosit cât am tot umblat pe aici și am tot stat. Adică ce, voi să stați jos și să vă uitați la mine și eu să nu stau deloc? Nici măcar vă... Deci sunteți așa de strălucitori încât nici nu mă pot uita la voi. Bine, glumesc, măcar dacă ați fi cu adevărat, dar legat de strălucire, în Daniel 12 zice că cei care vor umbla în neprihănire vor străluci ca stelele. Dragilor, astăzi vom vorbi despre musulmani. Avem foarte multe probleme cu musulmanii în Middle East. Am fost în America, am vorbit cu mulți dintre ei și au erezii, foarte multe erezii, iar eu vreau să vi le spun să le știți în mare, cam care ar fi lucrurile. Prima erezie a musulmanilor este că ei cred că Iisus Hristos este un profet. Doar un profet. Cine crede că Iisus Hristos a fost doar un profet, Biblii vorbind, nu poate să fie mântuit, pentru că Iisus Hristos este Dumnezeu. De aceea ei vin și susțin că Iisus Hristos a fost doar un profet. Domnul Iisus zice în Matei 16, cine zic oamenii că sunt eu? Și unii ziceau profetul, unii Ilie, unii Ioan Botezătorul. Și Domnul Iisus zice, dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru zice, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. În alte cuvinte, Hristos înseamnă Mesia, înseamnă Iahve, înseamnă însuși Dumnezeu, mântuirea vine de la Dumnezeu. Chiar și cum spune, înseamnă Osana. De aceea, dragilor, trebuie să înțelegeți că prima erezie a musulmanilor, ei nu cred că Domnul Iisus Hristos e Dumnezeu. O a doua erezie a musulmanilor, ei nu au Biblia. Ei au anumite evenimente din Biblie, ei au anumite evenimente din... știu eu, de la Moise, de la Avram, dar ei nu cred Scriptura că este insuflată de Dumnezeu. Ei au o altă carte pe lângă aceste evenimente ale Vechiului Testament, Moise, Avram, Isaac, Iacov, ei au Coranul. E bine, dragilor, în primul rând, în Coran, Coranul lor vine și susține că trebuie să credem Biblia, și doi, Mohamed în Coran acolo, dacă nu mă înșel, în Shura 14:8 susține că eu după moarte nu știu unde merg și nici ucenicii mei nu știu unde merg după moarte. În Biblie Domnul Iisus zice în Ioan 14, știți unde mă duc și știți care intră acolo. Ce mare diferență. Noi trăim și știm unde mergem prin credința în Domnul Iisus. Musulmanii trăiesc și trăiesc într-o orbire. Și ba mai mult, după moarte ei nici măcar nu știu unde să duc. De aceea, din nou, o erezie care trebuie să țineți cont de treaba aceasta. Coranul nu este biblic. Ba mai mult, dacă ei ar crede anumite evenimente din Coran și ar da seama, de fapt, dacă ar crede pe Moise sau ar crede pe Avram, ei și-ar da seama, de fapt, de alte aspecte ale acelei cărți, Coranul, că nu e biblic. De aceea... bineînțeles că Satana, pe lângă multe religiile care el le-a inventat, a făcut și multe cărți. De exemplu, la mormoni a făcut cartea lui Mormon, la ortodox și a făcut tradiția și acatistele, la musulmani a făcut Coranul, la Martul Jehova a făcut cărțile, cele două cărți, Turnul de Veghe și Treziți-vă. Și mai sunt culte care au tot felul de probleme cărțile lor. O altă erezie, musulmani vin și susțin că mântuirea se capătă prin fapte bune. Eu am stat de vorbă cu mulți dintre ei și ei mi-au spus, i-am întrebat, dacă azi vrei să nu mai ai păcate, cum ești iertat de păcate? Și musulmanii mi-au zis, am stat de vorbă cu mulți musulmani, mai ales în America, musulmanii mi-au spus că trebuie să faci fapte bune, să regreși ce ai făcut și să nu mai faci. E bine, Biblie vorbind e nebunie, pentru că de ce? Chiar și fizic vorbind e nebunie, pentru că legea unde e satisfăcută? Adică eu dacă fur un portofel, eu trebuie să promit că nu mai fac înaintea legii și doar să-mi pară rău. Și legea îmi dă drumul. Nu e adevărat. Legea nu îmi dă drumul niciodată. După cum legea aici pe pământ nu îmi dă drumul, dacă eu îmi cer iertare, dacă regret și dacă promit că nu mai fac, după cum legea aici nu-mi dă drumul, tot așa Dumnezeu care e drept, în imensitatea Lui, care El nu poate să treacă pe cel vinovat, drept nevinovat, cum spune în Exodul 34:7 sau în Proverbe 17:15, El în dreptatea Lui trebuie să pedepsească păcătosul. Trebuie ca legea Lui să fie satisfăcută. De aceea
există pedeapsă pentru păcate, iar modul normal, logic, biblic, prin care Dumnezeu ne iartă și legea Lui cea dreaptă este satisfăcută prin faptul că îl omoară pe Hristos și noi prin credința în Hristos Dumnezeu ne omoară omul nostru cel vechi și înviem la o nouă viață, născut din nou, o nouă viață care caută sfințenie. De aceea musulmanii vin și susțin că Dumnezeu nu e drept. Allah al lor, de fapt, nu e Dumnezeu. Dacă acel Dumnezeu la care tu te închini, fie că ar fi Confuciu sau urmașul nu știu cui, sau știu eu, cum au indienii, cu Nirvana, cu intri într-o transă, sau musulmanii, care ei ci că slujesc lui Allah, dacă acel Dumnezeu nu îl are pe Fiul, pe Iisus Hristos, acel Dumnezeu e eretic, acel Dumnezeu nu e Dumnezeu, acel Dumnezeu este demonic, acel Dumnezeu nu are nicio treabă cu standardele de Dumnezeu. Pentru că musulmanii vin și susțin, cu toate că ei susțin că Allah e Dumnezeul lor, ei de fapt susțin că Allah e nedrept. De ce? Pentru că un Dumnezeu drept ne iartă dacă fac fapte bune, dacă fac anumite jertfe de fapte bune, nu mai fac. În primul rând, Allah al lor e eretic, nu e Dumnezeu. Pentru că Allah al lor nu l-are pe Fiul ca și Dumnezeu, pe Iisus Hristos. 2. Musulmanii susțin că Dumnezeu e nedrept prin faptul că legea lui Dumnezeu devine satisfăcută prin faptul că tu, atunci când ai păcătuit, ca să te ierte, tu trebuie să-și ceri iertare și să nu mai faci. Te chinui să nu mai faci. E bine, Biblia vine și susține în Ioan 8:36 că cine l-are pe Fiul e cu adevărat liber. Dacă Fiul vă face liber, veți fi cu adevărat liber. Noi știm că omul se naște în firea pământească. Și pentru că suntem în firea pământească, un om nu poate să iasă din firea pământească dacă se abține de la păcat sau dacă își cere iertare de la păcat. Nu poți. Un pom sălbatic rămâne sălbatic. Un măr care face mere acre, până nu-l altoiești să-i schimbi natura, pomul rămâne sălbatic. De aceea, ceea ce trebuie să înțelegeți voi este că Dumnezeu iartă pe păcătos nu dacă se pocăiește și regretă de păcatul acela. Ne iartă prin jertfa lui Dumnezeu, prin credință, prin credința în Domnul Iisus Hristos, dacă ne pocăim de păcate, dacă credem în Domnul Iisus Hristos, prin faptul că El ne-a purtat păcatele noastre. De aceea, Dumnezeu e un Dumnezeu drept. Musulmanii nu au treabă cu dreptatea lui Dumnezeu. Prin lucrurile care ți le spun acum, poți să confrunți un musulman liniștit și poți să-i spui lucrurile care sunt foarte clare. De aceea, pentru ei nu există o jertfă biblică. Și bineînțeles, pe lângă multe altele, slavă Domnului că Dumnezeu cercetează. Și încă o chestie care vreau să vă spun despre musulmani este că Mohamed chiar a întreținut, din câte știm, a întreținut relații sexuale cu o copilă de la 9 ani, a luat-o la 9 ani și s-a căsătorit cu ea, din câte știm, și a făcut sex cu ea la vârsta de 12 ani. O nebunie. Acest Mohamed pretindea că vine, e un profet de la divinitate, și oamenii, e nebunie, ei îl ascultă mai mult pe acest profet, pe acest om care e păcătos. Biblia vine și susține că toți oamenii care se nasc pe acest pământ, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Roman 3:23 sau Roman 2:11, suntem lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim pedepsiți de Dumnezeu cel drept. Noi am păcătuit, noi ne-am născut în păcat. Noi, cum spune în Psalmul 51 de la versetul 4 la 5. De aceea Mohamed nu este un profet biblic, e eretic. Nu e după, ca și un profet, cum a fost Ilie sau Samuel sau Moise sau știu eu, nici pe departe să fie ca și apostolii. De aceea luați în considerare toate aceste lucruri. Coranul nu este ce trebuie. Doar gândiți-vă voi care sunteți la musulmani, ieșiți de acolo, doar gândiți-vă la propoziția aceasta. Cum devine Dumnezeu drept? Prin faptul că mă iartă pe mine. Cum rămâne Dumnezeu drept prin faptul că mă iartă pe mine? Care e metoda dreaptă prin care mă iartă Dumnezeu? Pentru că un Dumnezeu drept trebuie să pedepsească păcătosul.
Iar tu care ești păcătos, tu nu, Dumnezeu, un Dumnezeu drept nu, nu te trece cu vederea doar pe, prin faptul că îți ceri iertare sau că încerci să nu mai faci. Păi păcatele care le-ai făcut trebuie să le plătești, chiar dacă nu le mai faci, tu le-ai făcut deja. De aceea, Biblie vorbind, Dumnezeu cel drept ne iartă doar prin jertfa dreaptă, prin jertfa perfectă, infinită, Hristos Iisus. Domnul să vă binecuvânteze și țineți cont de lucrul acesta. Ei, musulmanii, nu cred în, într-o jertfă. Ei nu au o jertfă. Ei nu au jertfe. Ba mai mult, sunt așa zis și o ramură de musulmani care efectiv îi decapitează pe ceilalți, îi omoară cu gândul că fac ceva pentru Dumnezeu. Chiar și anumite atentate. Voi știți despre ce e vorba. De aceea, dacă sunteți acolo, ieșiți de acolo, pentru că nu slujiți adevăratului Dumnezeu și Dumnezeu nu vă poate ierta prin crezul musulmanilor. Până la urmă, fiecare ce face ce vrea, trăim într-o lume liberă, dar la sfârșitul vieții va conta. Vă încurajez să citiți Biblia, să vă pocăiți. Dragilor, cam astea sunt ereziile la musulmani. Până data viitoare, citiți Biblia, meditați, testați totul după Biblie și multă pace!